Dacă noi privim la acest cuvânt, oameni de putere, nu vom observa oameni de putere în plan fizic. Unii pot să-i numească într-un fel, alții într-un alt fel. În orice caz, adevărații oameni de putere nu sunt la vedere. Însă ei au fost cei care au construit toată istoria prin care noi am trecut. Și ori de câte ori s-a putut ca cele două forțe să privească în aceeași direcție, acea țară a înflorit. Să ne aducem aminte de perioada Unirii, perioada în care a existat România Mare și multe, multe perioade în care s-au întâmplat niște lucruri extraordinare în viața noastră, în istorie. Toate acestea au fost posibile atunci când scopurile oamenilor de putere și scopurile oamenilor la vedere s-au reunit. Orice... Dorința este comună. Da. Ori de câte ori lucrurile acestea nu au coincis, la un moment dat, totul s-a stricat. Noi vedem creșterea și descreșterea multor imperii. Dacă noi ne gândim la cartea lui Cantemir, creșterea și descreșterea Imperiului Otoman, dacă noi ne gândim la Imperiul Roman, dacă noi ne gândim la Imperiul Macedonean, vom vedea că tot timpul au fost niște oameni de putere. Unii abia întrezărind, alții nu. De exemplu, Alexandru Macedon a fost un om de putere, enormă putere, dar nu a putut. El a cucerit, dar nu a stăpânit, exact cum a fost profeția gordiană, profeția nodului gordian, în care i s-a spus: Alexandre, Alexandre, ai tăiat nodul, l-ai desfăcut. Asta înseamnă că vei cuceri, dar nu vei stăpâni.